Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft și sunt chiar tare curios dacă vă dați seama unde ne aflăm. Dar dacă v-ați dat deja seama, nu mai are rost să pun această întrebare. Da, băi fraților, suntem pe serverul de Titancraft. Cred că unii dintre voi care sunteți mai nou veniți pe canal nici n-aveți cea mai mică idee ce Titancraft. E bine, pentru cei care nu știu, să spun așa un mic rezumat. A fost o serie survival multiplayer ce s-a desfășurat în vara asta, cred că și vară-toamnă, a prins și parte de toamnă, și cu mai mulți youtuberi, bineînțeles, și a fost o serie foarte, foarte faină din punctul meu de vedere. O serie la care am avut un suport extrem de mare pe live-uri, ajunsesem la un moment dat și la 1700-1800 de oameni pe live. Și vă mulțumesc super mult pentru tot suportul acordat. Și mie nu-mi place să las lucrurile așa în aer și am să fac totuși un episod în care să anunț finalul seriei. Că poate, dar că nu neapărat că nu v-ați dat seama că seria s-a încheiat, însă trebuia să rămână acolo clip, ultimul episod din această serie. Să atât timp cât am avut un început al seriei, să avem și un episod de final în care o să vă prezint cam ce am făcut din... Pot să vă spun cu toată sinceritatea că este seria în care am muncit cel mai mult, mi-am dat o grămadă de interes, am jucat foarte mult timp, 4 zile, timp total de joc, adică înseamnă foarte multe ore petrecute. Și acum vreau să vă arăt cam ce am reușit să fac. Asta este casa pe care mi-am făcut-o, asta era turnul teoric al abonaților, am apucat să pun 3 abonați și s-a dus tot. Uite-l și pe Suntonul ca acolo, lol. Așa, am mai făcut și o moară, însă faza interesantă era că pe insula asta nu eram doar eu, ci eram și alături de Sami. Sami care și-a făcut și el o casă și de care am și cu ajutorul căruia am construit o grămadă de chestii pe insula noastră. Am făcut ferma de gold, am făcut ferma de iron, am adus o grămadă de sătenie aici. El a făcut roata asta biomurilor. Ferma de sugarcane am făcut-o singur, ce-i drept. Acolo m-a ajutat el cu mecanism de redstone pentru ferma de găini. Copăcelul meu pe care l-am făcut până de cât acolo să arate bine. Căsuța, mare căsuță ce a făcut aici. Mamă, nebunul, câte iteme. Mă rog, și aveam foarte multe iteme. Și ferma asta de iron, cred că sunt cel mai mândru de ea, de ce am făcut eu până acum în Minecraft. Pentru că chiar a ieșit ca lumea, adică chiar producea mult iron. Ne-am folosit destul de mult de ironul ăsta în a face o grămadă de alte chestii. Băi, fraților, și acum vreau să vă spun, dacă v-a plăcut seria, nu uitați să dați un like acum. Noi, bineînțeles, avem seria noastră de survival cu abonați pe care o să o continuăm și sper să o facem la fel de frumoasă și de apreciată. Și vreau să vă întreb acum, până să ajung acasă, cum se chema papagalul meu? Până ajung acasă, să puneți pauză sau nu știu, scrieți în comentarii ce nume avea papagalul meu. Pentru că sunt tare curios să vedem câte persoane își mai aduc aminte de minunatul și inexistibilul, înlocuibilul Retardel, mă. Îl mai știți, mă, pe Retardel? O, do, tu l-ai, doamne. Ce Retardel frumos avem noi aici. Mamă, uite și toate murele de le-am găsit atunci cu vampirii, cu alea. Mamă, și ce nebunie a fost atunci. O grămadă, mamă, itemele astea de aici le-am din primele episoade ale serii. Holy fuck. Te-am mintit. Și dacă vă întrebați ce e asta, asta era pentru Andrei, că știu că voiam să facă prank și trebuia să intre aici, să cadă în groapă, dar n-am mai apucat să-mi facă prank, pentru că știți că forțăm noi acolo un fel de prank wars cu Andrei și ne trecem în prank-uri și am zis dacă îi forțăm eu un prank la un moment dat, după foarte multe alte prank-uri, și mă gândeam o să intre în casă, o să lucre tare în față, o să cadă și o să fie rip, însă n-am mai apucat să filmeze acel episod. Asta este. Hai, pana mea, măcar să fac, uite așa, și să pun ăsta la loc aici, perfect. Să intre și noi pe în casă, ca lumea, frumos, elegant cât de cât. Bă, eu cred că avem o insulă chiar foarte frumoasă. În partea avem mesă, după cum puteți observa. Aici, la asta, se strângeau foarte multe oși. Cred că și acum, dacă mă duc și mă uit, chesturile sunt pline. Și, de asemenea, pe lângă chesturile alea, da, mai avem o grămadă de alte ouă pe aici. Și ferma de sugarcane era foarte productivă. Și ferma asta, ia uitați, e sugarcane și plus cât am mai scos noi. Am mai pus și pe aici, am mai luat și prin la mine și le-am pus peste tot.
Cam așa arată insula noastră. Acum nu o să prezint ce a făcut fiecare pentru că era mă interesa să vă arăt doar ce am făcut noi. Asta am făcut eu la un moment dat să fie beacon-ul și am văzut, nu știu cât de bine mi-a ieșit, însă am văzut tematica asta și mi-a plăcut. Și aici a făcut să am eu un port care sincer chiar îmi place super mult cum arată. Deci portul ăsta chiar arată foarte bine, frumos design, chiar se potrivește. Și e furtat așa într-un loc în care noi nu aveam nimic și acum chiar arată foarte bine. Băi, fraților, dar cel mai mare proiect pe care eu cu Sami l-am avut în cap și de care chiar îmi pare rău că nu ne-am ținut pentru că na, a cam murit seria, este globul de sticlă pe care voiam să-l facem. Noi aveam în cap să facem o dita mai sferă așa peste insula noastră. Mă rog, nu chiar sferă pentru că nu era și pe jos. Așa, un glob de sticlă peste toată insula noastră și chiar îmi pare foarte rău că nu ne-am ținut de acest proiect pentru că dacă reușeam să-l facem, zic eu că eram de nota 10. Oricum am fost de nota 10 pentru că am jucat foarte mult, ne-am ocupat foarte mult de sere. Aici Sami avea fermă de pescuit și aveam fermă de pescuit acolo lângă nebunia aia abonaților. Și încă un lucru de care îmi pare rău este că nici Ronnie n-a apucat să vadă ultimul prank pe care l-am făcut. Cred că ăsta a fost și ultimul meu episod din Titancraft, prankul pe care l-am făcut lui Ronnie. Și tocmai de-aia nu voiam să las așa gen în aer seria fără să spun, da, domne, gata, e rip. Am mers abia asta să fac distract cu pai, toate enchanturile de alea nebune. Hoi, chiar mi-a plăcut seria, parcă îmi pare rău așa un pic, era fain, era mulți acolo pe seră, mă jucam cu Sami, minam. La un moment dat, la început de tot, eu eram la vreo 3000 de blocuri distanță de Sami și am săpat un tunel de la mine la el, pur și simplu am minat. Deci vă dați seama cât am stat cred că undeva la o oră jumate să facem tunelul ăla. Acum a fost foarte fain și vreau să vă arăt și prank-ul pe care l-am făcut lui Ronnie. Și de care chiar sunt trist că nu a apucat să-l vadă, să-i văd și eu acolo o reacție, o ceva. Pana mea. Hai că acum ajungem. Acolo, da, acolo era. Ne întoarcem. Mai în cartule, nu fugi de mine. Mamă, ce l-am nimerit. Cred că ești de aici, cred că e Andrei. Habar n-am. Cred că avea Andrei acolo. Aici are Ron, el și-a făcut aici drumuri cu lumini, cu nebunii de astea, oaile, mă, dar se vede fain așa când te ducea, uite. Deja se văd TNT-urile pe care eu i le-am pus pe acolo. Păi, dar chiar ce-i făcusem? Știu că am pus ceva multe TNT-uri, dar în rest chiar nu mi-amintesc ce mai făcusem. Ok. Hai să intrăm în portal și să vedem. Chiar vreau să-mi iau aminte. Sincer, am uitat ce-i făcusem pe lângă TNT-uri, le puse. Chiar am pus foarte multe TNT-uri, asta așa se încingă un pic la piciorușe. Și parcă în casă. Holy moly! Cred că mi-am cam adus aminte, frățiuer, ce-i făcusem aici lui Ronnie. Cred că mi-am cam adus aminte ce-i făcusem lui Ronnie, da. Chiar îmi pare rău că n-a apucat să vadă prank-ul ăsta. Poate îi scrieți voi în comentarii pe acolo să intre să zică, bă, să ziceți, bă, nemericule, ți-a făcut Geo un prank și vrea neapărat să-ți vadă reacția. Așa de final. Băi, fraților, vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată și pentru suportul pe care mi l-ați avut la Titancraft. Noi oricum o să continuăm seria de survival cu abonații și nu uitați să fiți activi în continuare pentru că veți avea șansa să fiți adăugați în serie și dacă fuge tu Minecraft-ul tău, întoarce-te, nenorocitule. Dacă veți fi activi în continuare, veți avea o șansă foarte, foarte mare să fiți adăugați în serie. Cei care sunt momentan în serie mi-au spus că au văzut alte persoane pe care o să le adăugăm, cred că în episodul următor sau când o să-i prindem online. Deci nu uitați, dați acolo un like și v-am spus, mă rog, acum degeaba spun de papagal cum îl chema, sunt chiar tare curios să văd câte persoane au mai știut cum îl chema pe papagalul nostru. Păi, fraților, ultimul episod de Titancraft, încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să vă abonați dacă sunteți nou, veniți pe canal, un like și toate cele bune. Iar noi ne auzim la un nou episod mâine de Survival cu abonați sau de Troll Time? Vedem, Troll Time sau Survival cu abonați. La revedere!